Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor a fost înființat în 1996 și este precursorul Institutului pentru Fizica și Tehnologia Materialelor de pe platforma Măgurele. În laboratoare sunt desfășurate cercetări fundamentale și aplicative în domeniul fizicii stării condensate, al științei materialelor și al nanomaterialelor. Orientarea este către substanțe solide multifuncționale cu proprietăți semiconductoare, dielectrice, feroelectrice, magnetice, supraconductoare, optice, cu potențial în industrii de vârf, precum micro- și optoelectronică, IT, automobilistică, telecomunicații, energetică, automatizări, dar și în domenii precum protecția mediului, biologie, agricultură sau medicină. Cercetările sunt realizate de aproximativ 250 de specialiști, dintre care 160 sunt cercetători, mulți dintre ei întorcându-se din străinătate. Majoritatea lucrărilor mele sunt legate de supraconductivitate și mecanismele care duc la formarea acestui fenomen. Mecanisme de magnetice în origine, în principal. Altă categorie de lucrări este legată de un fenomen numit Bose-Einstein condensation, unde anumite particule pot să devină la temperaturi mici bozoni, în esență. Fermioni pot să se comporte ca bozoni. Lucrările sunt publicate în articole cunoscute, Physical Review Letters, Phys Review B, Nature, Nature Communication și alte reviste. Am plecat după master în Germania, la un institut Max Planck din Dresden, unde mi-am făcut doctoratul cu profesorul Frank Steglich, cel care a descoperit sistemele cu electroni puternic corelați, unul dintre domeniile mele de cercetare. După doctorat am rămas în Germania, în același institut, pentru un postdoc, după care am plecat în Los Alamos la un alt postdoc pentru 3 ani. Foarte multe procese se întâmplă la suprafețe. Și pe noi ne interesează care sunt procesele chimice sau de interacție mecanică sau electromagnetică la straturi foarte subțiri de ordinul straturilor monoatomice. Deci un strat format dintr-un singur strat de atom. Sunt niște studii de actualitate și foarte interesante pentru cataliză, pentru toate fenomenele de îmbătrânire, de coroziune, pentru probele arheologice. Deci cam tot ce există pe lumea aceasta are legătură cu fizica suprafeței. Eu m-am întors în România în 2002, după 11 ani petrecuți în străinătate. Am fost plecat în Franța, unde mi-am făcut doctoratul. După aceea am avut postdocuri în Germania și în Anglia și din nou în Franța. Și la un moment dat m-am întors în România. Chiar m-am întors demisionând într-un post permanent în Franța. Și am preferat să mă întorc în 2002 în România, când nu era o situație prea grozavă, dar anticipam cumva cu intrarea în comunitatea europeană că va fi nevoie de oameni care să pună la punct niște lucruri similare cu ce au ei acolo. Regretați că v-ați întors? Nu, absolut deloc. A fost, cred că, una dintre cele mai fericite decizii pe care le-am luat vreodată. În ultimii 6 ani, achizițiile de echipamente și modernizarea laboratoarelor au însemnat 16 milioane de euro, dintre care 10 milioane au fost obținuți din fonduri structurale prin programul POSCCE. Veniturile sunt și ele pe măsura investițiilor inteligente, aproximativ 11 milioane de euro anual, majoritatea dintre proiecte câștigate la competiții naționale.